Ok, mersi Ciprian, mai ales că a captat atenția voastră. Eu sunt George și cred că eu v-am stresat în ultima perioadă. Haideți, veniți, participați la inițiativa asta care cred eu că a reușit să adune deja și doar la a doua întâlnire niște oameni destul de mișto, cu niște povești foarte mișto pe care eu le-am aflat în parte, voi invit să le aflați și voi, pentru că sunt aici și în jurul vostru. În seara asta vom discuta un pic despre ce înseamnă un accelerator. O avem pe Cristina Țoncu de la Texelerator aici alături de noi. Vom discuta despre ce înseamnă asta în viața unui startup și avem aici pe Adi Kirilov cu Upsit, care ne va povesti un pic despre asta. Evenimentul ăsta se întâmplă, de fapt, pe de-o parte ca un moment în care sunt eu să ne mai adunăm, să ne cunoaștem și să vedem ce povești faine sunt în jurul nostru, dar și ca un prilej ca alte comunități să se unească și uite așa, noi de la Constanța am ajuns să intrăm într-o comunitate mai mare care se numește Roța. Roța este o organizație care le unește startup-urile de tehnologie din România. Există o hartă unde dacă voi aveți un startup, vă puteți înscrie și veți apărea acolo, pe de-o parte, dar pe de cealaltă parte sunt mai multe oportunități pe lângă acceleratorul Texelerator. Există și acceleratorul Startup Reactor, despre care Cristina vă poate povesti mai multe, dar ne interesează foarte mult să înțelegem de fapt ce înseamnă să faci un startup. Cu ce e diferit de a deschide un restaurant. Și o serie de conversații se vor întâmpla de acum încolo și pentru că cel puțin seara asta e despre fonduri de investiții și acceleratoare, poate sunt cuvinte mari pentru unii, cuvinte mai comune pentru alții. Eu cred că e o bună ocazie ca noi să știm mai multe despre ce facem fiecare dintre noi. O văd multe fețe cunoscute, dar și multe fețe pe care le văd prima oară și mă super bucur. Așa că vă invit Cristina, unde ești Cristina? În spate. Hai să stăm, hai să lăsăm și întrebările. Bine, hai alături de noi, Adi aici, dar pentru a vă da un pic de context, aș vrea doar să-i dau cuvântul lui Ciprian să vă povestească despre Startup Constanța, da, de ce inițiativa asta, 2 minute, nu mai mult, după care îl avem pe Costin, care va povesti despre o inițiativă faină pentru startup-ul din Constanța, care se numește City InnoHub. Este un Digital Innovation Hub, parte dintr-o rețea europeană, care face matchmaking, niște lucruri fabuloase, las pe el să vă povestească. Și înainte să începem noi să discutăm, Cristina, o să te rog să ne povestești un pic foarte, foarte pe scurt, așa, despre Texelerator și cum au fost ăștia 5 ani pentru activitatea voastră. Ciprian, apoi Costin, apoi Cristian.